Vrăjitoarele din România și-au extins șarlataniile și pe rețelele sociale, pentru care au stabilit proceduri clare de lucru, inclusiv liste de prețuri care pornesc de la 5 lei și ajung până la 45 de lei în funcție de subiect. Activitatea online a vrăjitoarelor din România s-a dezvoltat ca o afacere de e-commerce în toată regula, în care clientul alege serviciul dorit de pe un meniu cu prețurile aferente, primește apoi codul IBAN pe care transferă banii, iar după ce face pe WhatsApp dovada plății, îi se trimite pe aceeași rețetă filmulețul cu vrăjitoria prestată în termen de 36 de ore. Replica de Constanța a luat legătura cu o vrăjitoare care își face reclamă pe TikTok și Instagram și a aflat cum se derulează o astfel de șarlatanie în care păgubitul este escrocat de bunăvoie, la cererea sa. Ritualuri pentru dragoste, fertilitate, bani, spor, câștig material sau chiar pentru examenul auto, prezentate în filmulețe de un minut, fac deliciul în rândul utilizatorilor de TikTok, susține publicația constanțeană. În sporturile publicitare, așa zisele, vrăjitoare își prezintă în termeni vagi munca, urmând ca cei care apelează apoi la serviciile lor să achite tarife fixe pentru fiecare ritual în parte. Listele sunt lungi, produsele diverse, iar prețurile variază în funcție de necesități. Plățile se fac prin transfer bancar, iar ghicitoarele pretind discreție maximă la detaliile transferului, clienții fiind îndemnați să completeze alimentare cont. Tarifele vrăjitoarelor: mă iubește, 25 de lei, se întoarce, 20 de lei. Serviciile și tarifele mele sunt postate pe profil. Vă rog să vă alegeți citirea ori citirile care vă ajută și să îmi spuneți numele lor. Eu vă las după ce îmi spuneți citirea, IBAN-ul și numărul de telefon. La detalii scrieți alimentare cont. Dovada plății o confirmați pe WhatsApp, sub care scrieți numele complet și tipul citirii. După dovada plății, eu trimit tot pe WhatsApp sub formă de filmulețe citirea în maxim 36 de ore, a explicat o vrăjitoare pentru sursa citată. Dar iată și meniul prezicătoarei: crucea celtică generală, 45 de lei, citire dragoste carieră, 40 de lei, viitorul relației, 30 de lei, intențiile lui sau ale ei, 25 de lei, mă iubește, 25 de lei, se întoarce, 20 de lei, întrebare specifică cu răspuns complet, 15 lei, carte de oracol, 5 lei. Psihologii avertizează că practicile de genul celor menționate reprezintă un adevărat pericol pentru oamenii slabi de îngeri și, deși blestemele nu există cu adevărat, implementarea unei idei de genul acesta în subconștient poate duce chiar la autodistrugere și depresii severe, relatează știrile ProTV.ro.